Vă salut la lecția de matematică, astăzi 1 martie. Tema lecției noastre este exerciții și probleme cu împărțiri. Hai să începem întâi cu un calcul oral și spunem adevărat sau fals. Citim afirmațiile împreună. Zice, dublul numărului 30 este 90. Ce zici? Fals. Dublul numărului 30 este 60. Triplul numărului 8 este 24. Gândește! Adevărat, 3 ori 8 este 24. Citim mai departe. Produsul numărului 25 și 10 este 35. Hai spune! Fals! Produsul înseamnă înmulțirea. 25 înmulțit la 10 e 250. 400 este alcătuit din 40 de 10. Ce părere ai? Adevărat! 40 de 10 este 40 înmulțit la 10 și e 400. Citim mai departe. 200 este de 3 ori mai mic decât 60. Ce zici? Adevărat! 20 înmulțit la 3 e 60. Deci 60 este mai mare decât 20. Prin metoda inversă spunem că 20 este de 3 ori mai mic decât 60. Sarcina următoare. Completează enunțurile. Primul. Citim. Predecesorul lui 300 este... Îți amintești, predecesorul înseamnă care, numărul care stă înainte. Care este? Da, bravo, 299. Iar succesorul lui 400 este, ți-ai amintit ușor că succesorul este numărul de acum care stă după. Bravo, 401. Dublul lui 120 este, gândește, dublu 2 luat de 2 ori. Bravo, 240. Iar jumătatea lui 642 este jumătatea, mărul împărțit în jumătate, adică în câte părți? Așa? Bravo, 321. Citim mai departe. Într-o împărțire, restul nu poate fi mai mare decât, decât cine? Decât împărțitorul. Pentru că dacă obțin un rest sau egal sau mai mare decât împărțitorul, înseamnă că nu am efectuat împărțirea corect, să ții minte. Acum, hai să deschidem manualul de matematică și să găsim exercițiul 1 din pagina 90. A deschis. Hai să citim împreună sarcina. Află cu cât și de câte ori un număr este mai mare decât celălalt. Înainte de a începe exercițiul, hai să repetăm, să ne amintim. Cum aflăm cu cât un număr este mai mare sau mai mic decât altul? Așa, pentru a compara cu cât mai mare sau cu cât mai mic, utilizăm scăderea. Dar cum comparăm de câte ori un număr este mai mare decât altul? Spune tu, citește tu. Așa, ți-ai amintit. În continuare, butonează pauza, pregătește un caiet nou de matematică, căci am zis, temele la distanță le facem într-un caiet nou, dar dacă nu ai, poți să lucrezi și în caietul de clasă. Scrii data 1 martie, tema la distanță, exercițiul 1 și începi lucrul în felul următor. Realizezi exercițiul în două colonițe. În prima coloniță compar cu cât un număr este mai mare decât altul, iar în a doua coloniță de câte ori un număr este mai mare decât altul. Ca să-ți fie mai ușor, eu am început. Pe primele două petricele scris 84 și 4. Pentru ca să compar cu cât e mai mare, utilizez scăderea. Pentru ca să compar de câte ori e mai mare, utilizez împărțirea. Butonează pauza și lucrează. Ai revenit.
Nu a fost nimic greu, da? Acum, găsește exercițiul 2 și hai să citim sarcina. Calculează oral. Atenție, oral calculăm. Deci, citim împreună. 22 împărțit la 2 este egal. 2 împărțit la 2 și 2 împărțit la 2, obții? Bravo! 44 împărțit la 2. 4 împărțit la 2 și 2 împărțit la 2, spune tu? Da! 66 împărțit la 2. 6 împărțit la 2, 6 împărțit la 2. Bravo! Colonița a doua. 282 împărțit la 2. 2 se împarte la 2, 8 se împarte la 2 și obții? 141. 262 împărțit la 2. Da? 131. 242 împărțit la 2. Repejor. 121. Dacă reușești înaintea mea, ești praf. Colonița a treia. Citești tu și obții. Așa, 323. Continuăm cu degetul, urmărește. Ai obținut. 2, 2, 3, 223. Următorul. Așa, 123. Colonița a patra. Bravo, e ușor de tot. 201. Mai departe. Ce bravo ești, mă mândresc cu tine. Apoi, 203. În sfârșit, ultima coloniță. Spune, 110, bravo. Următorul. 120, ultimul exercițiu, hai repejor. 130, bravo ție. Continuăm. Găsește în manual exercițiul 6. Hai să citim sarcinile. Scrie literele în ordine crescătoare a valorilor numerice și vei afla numele unei străvechi localități monastice de pe malul Nistrului, adică localitate unde se află sau s-a aflat o mănăstire. Bine, pregătește caietul. Lasă trei pătrățele libere, scrie exercițiul 6. Transcrii primul exercițiu în colonițe în caietelul tău, 246 împărțit la 2. Dacă nu reușești ceva, pui pauză, scrii, apoi pornești calculatorul. Hai să începem împărțirea împreună. Primul exercițiu. 2 împărțit la 2 este egal cu 1, scriu la 1, cât 1. Înapoi fac mulțirea. 1 ori 2, 2. Trag linia. Îl cobor pe 4. 4 împărțit la 2 este egal cu 2. Înapoi fac mulțirea. 2 ori 2, 4. Trag linia. Îl cobor pe 6. Atenție, drept în jos. 6 împărțit la 2 e 3. Înapoi mulțirea. 3 ori 2, 6. 6 minus 6, 0. Am obținut 123 și scriu alături litera P. Ți-ai amintit? Exercițiul al doilea, bifează pauza, transcrie lângă ițelul tău. Ai revenit. 665 împărțit la 6. Hai să ne amintim și să rezolvăm împreună. 6 împărțit la 6 e 1, înapoi fac înmulțirea. 1 ori 6, 6 scriu. Trag linia. Îl cobor pe al doilea 6, a doua cifră de 6. 6 împărțit la 6 e 1, înapoi fac înmulțirea. 1 ori 6, 6. Trag linia. Cobor cifra unităților. 5 împărțit la 6, mi-amintesc. Orice număr mai mic împărțit la un număr mai mare e 0. 0 ori 6 e 0. 5 minus 0, 5, rest. Amintesc, dacă undeva nu reușești, pui pauză, apoi revii. Și alături scriu litera Ț. Hai să rezolvăm împreună și al treilea exercițiu. Îl scrii în caietel.
285 împărțit la 2. 2 împărțit la 2, 1. 1 ori 2, 2. Trag linia, cobor cifra 10-lor. 8. Ții minte, nu pot împărți până n-am coborât-o. 8 împărțit la 2, 4. 4 ori 2, 8. Trag linia. Îl cobor pe 5. 5 împărțit la 2, nu pot, dar pot 4. 4 împărțit la 2, 2, 2 ori 2, 4. Trag linia și am un rest. Scriu alături, litera V. Celelalte trei exerciții le rezolvi singur, apoi revii, pune pauză și lucrează. Îți propun să verifici cele trei exerciții dacă le-ai terminat. Așa? Pui pauză, verifică și vezi unde ai greșit sau dacă e corect. După asta, ordonează crescător valorile numerice, adică rezultatele, nu resturile, rezultatele. Scrie numerele și literele. Apoi revii. Verifică. Eu am obținut cuvântul Țipova. Așa se numește localitatea unde există o mănăstire făcută în piatră, sculptată în piatră, tăiată, cioplită în piatră. Merge mai departe. Găsește problema 5A. Butonează pauză și citește tu problema de 3 ori. Bun. Despre ce se vorbește în problemă? Despre bidoane și despre damigene. Mm-hmm. Schema este următoarea, nu scrie schema. Eu am făcut-o. În 4 bidoane sunt 84 de litri de apă, în 2 damigene sunt 48 de litri de apă. Întrebarea este, o citim împreună, este mai multă apă într-un bidon sau într-o damigeană? Și cu cât? Îți amintești? La începutul lecției am repetat, pentru a afla cu cât e mai mult sau mai puțin, utilizăm scăderea. Dar nu pot deodată să scad pentru că nu cunosc încă câți litri de apă sunt într-un bidon și într-o damigeană. Deci în prima operație aflu câți litri sunt într-un bidon, în a doua operație aflu câți litri sunt într-o damigeană, apoi compar, pune pauza și lucrează. Dacă ai revenit, prima operație, 84 de litri împărțit la 4 este egal cu 28 litri într-un bidon. 48 litri împărțit la 2 este egal cu 24 litri într-o damigeană. Și operația a treia, compar. 24 litri minus 21 litri este egal cu 3 litri mai mult. Și scriu răspunsul. Într-o damigeană este cu 3 litri mai multă apă. Corectează. Sau, dacă e corect, ești bravo. Îți mai propun o problemă. Citește foarte atent problema, pune pauză, rezolvă problema cu plan și pentru ca să te poți orienta dacă ai rezolvat sau nu problema corect, eu îți spun, răspunsul trebuie să fie cămașa costă 130 lei. Citește atent, amintește-ți, mai ieftin înseamnă mai puțin. Cu atâta mai puțin operația de așa, scădere, de atâtea ori mai ieftin, adică mai puțin operația de corect. Spor la lucru. Ai revenit. Mai urmează o activitate independentă. Găsește pagina 89, acolo unde este bufnița, și ea îți propune două exerciții. Să calculezi în minte, dar dacă e mai complicat, pot să calculez și în coloniță, nu este nicio problemă. Și află jumătatea și dublul numărurilor date. Lucrăm și varianta 1 și varianta 2. Acolo ai 4 numere. Îți amintești, jumătatea împărțit la 2, dublu mulțit la 2. Nimic greu. Exercițiul 2 calculează în coloniță. Ții minte cum se calculează în coloniță. Spor la lucru. Iar tema pentru acasă o ai pe ecran. Aștept lucrările voastre. O pauză mică și revii fuguța.